La două, să pui... Domnul Solomon, să pui undeva la sare. Marius Mitran. Bună ziua. Eu să trăiesc, bună ziua și bine ați venit în zona noastră. E frumos tare. Observator meci. Necostel. E foarte frumos. Ce faceți? Foarte plăcut. Bine, mulțumesc. Da? Așteptăm să vedem ce fac alții. V-am văzut curând, dar erați mult mai tânăr. Am dat niște meciuri cu Victoria. E o plăcere să le revez. L-ați văzut? Da, da. O parte din ele am mai văzut. Aveați echipă bună. Era în formare. Venise mult tineret. Și se făcea o echipă bună, da. Astea au fost vremuri. Normal. Păi nu, se făcuse deja echipă bună. Găsese turul 4 în Cupa UEFA. Rar să vă rog dumneavoastră că se mai pomenește de chestia asta, că în rest nu. Adică să ajungi într-un an cu 3 echipe în sferturi, nu e puțin. Că era Victoria. Copii buni, care, un Urse, un Uleșan, un Dican, care erau copii, 19 ani. Da, erau puști. Puști. Creșteau frumos, da? Oraș, țără. Nu eram bătrâni. Bătrâni. Păi noi eram în jur de 30. Aveați 30 atunci, da? Cam așa, 29-30. Ați fost capitan, nu? Acolo. În jumătate de ani, după ce am ajuns la Victoria, am ajuns capitan echipă. E bine. Și având și un Augustin și... Da, care erau... Damaschin, care venea de la Dinamo. Era Dinamo, da. Coraș, avea în spate experiența titan. În primul rând de cei care veneau de la Dinamo. Și un Iordache, Dumnezeu să-l odihnească. Cum era Mitică? Venea des la echipă? Da. Președinte bun, zic. Președinte bun. Și apropiat așa de jucător, da? Știa când să impună. N-ați mai vorbit cu dumnealui? Nu, sunt câțiva ani buni, de când n-am mai vorbit, n-am mai ajuns nici prin București. Dar cu alții ați mai vorbit? V-ați mai întâlnit? Din colegi. Din băieți, dar da. Din conducere nu. Nu. Nici la federație, nici din colegi. Așa, cu cine v-ați mai întâlnit? De la Bacău, de la Victoria? De la Bacău, de la Victoria. Cu Mirea, mergând la Dinamo, acolo cu toată lumea. Costel Orac. Dar nu mai știu, imediat după cum s-a desfințat Victoria, ce ați făcut? Unde v-ați dus? Am întâlnit la Bacău. Au fost Sibiu, Ploieștiu, care au vrut atunci să... Da, și am zis numai. Am făcut un fel de navetă vreo 2 ani jumate cât am stat acolo și mă duc acasă. Când am venit acasă, am găsit dezastru. Am jucat, nu știu, vreo 2-3 meciuri atât. Și apoi am plecat în vară 90, am plecat la Piatra. L-am dat pornirea în 2 ani, au ajuns în divizie. Da. Și apoi am plecat în Israel, cu 6 ani jumate. 6 ani jumate, da. La ce an ai jucat? La ce vârstă ai jucat? Până la 39. Și încă mai joacă și acum. Azi la 29-30? Da. Cam toți. 29, Mutu s-a lăsat de la 24. Așa sunt multe exemple. Problema noastră, dar... Bine, Sinicoa! Și cum vi se pare activitatea asta acum? E plăcută? E... A mea sau... A dumneavoastră, nu? Sigur. Am fost solicitat să sprijin. Plăcere. Ce ține de fotbal în special și în general, mișcarea sportivă. Ceea ce e foarte cu mare bine. Plăcere. Care e situația? Cu mare plăcere.